Tu ești un super părinte și tu, dar tu. Atunci sunteți la locul potrivit pentru că aici descoperim... Azi avem alți trei super concurenți. Iată-i! Are 39 de ani, este super tatăl super Anei și îl cheamă Super Dragoș. Are 38 de ani, tatălui Toma, pompierul de serviciu, doamnelor și domnilor, Gabriel! Are 40 de ani, este mama a doi copii plini de idei, Raluca și Dima. Ea este Carmen! Super părinți de super copii, nu? Are cineva vreun dubiu? Bine! Haideți să facem o verificare, întrebându-i cum să petreci timp de calitate cu copilul tău. Avem și juriu, doamnelor și domnilor, exigent, pe fază. Haideți să vedem fiecare situație în parte. Cum îți ajuți copilul să fie mai creativ? Dragoș! Am descoperit deja de ceva timp că Anei îi place să deseneze. Și încă facem asta împreună, deși eu sunt cel care a început să ia lecții. A vrut să desenăm cel mai lung tren, care să ne aducă împreună, oricât de departe am fi unul de celălalt. Cum transformi momentele obișnuite în timp de calitate alături de copil? Gabriel! Probabil că suntem noi mai norocoși, dar să știți că lui Toma îi place foarte mult să facem curat. Odată ce prinde aspiratorul, nu-i mai dă drumul, trebuie să te rogi de el ca să te lase să aspiri. Este suficient să explicăm ce avem de făcut și Toma ne ajută bucuros. Și de cele mai multe ori ne și distrăm. Cum renunțați câteva ore la mobil și la net? Carmen! E tot mai greu să te deconectezi de la net zilele astea, și mai ales pentru copii. Și trebuie să fii cât se poate de inventiv. Așa că eu am căutat să găsesc ceva care să ne ofere ocazia să citim cât mai mult și să vorbim cât mai mult una cu cealaltă. Și am decis împreună cu Raluca să învățăm portugheză. Probabil nu există părinte perfect, dar cu răbdare și atenție putem găsi răspunsul la... Timpul de calitate petrecut alături de copilul tău este o formă de iubire.